vorbeați de diplomație sportivă, o știre stranie, aparent, a ținut prima pagină în urmă cu 2-3 săptămâni, când ați lansat acele tricouri pline de simboluri matematice, ecuații, făcea parte dintr-o campanie de marketing, ați lansat împreună cu editură un manual alternativ de matematică. Luați în calcul și alte inițiative similare pentru copii? Nu este doar o campanie de marketing, ci este partea unui proiect de afirmare și fixare a identității naționale și a României. Acesta este, deci nu a fost o campanie de marketing, ci partea unui proiect mult mai amplu pe care îl gândim în ceea ce înseamnă și oportunitatea pe care fotbalul o poate aduce afirmării identității naționale. Proiectul are un subproiect și anume FRF susține educația. Okay. Și de ce spun acest lucru? Fiindcă pur și simplu, în urma unor cercetări de piață pe care le-am întreprins, am văzut că foarte mulți părinți separă lucrurile, ori fotbal, ori școală. Și atunci pur și simplu... E comună. E foarte, foarte comună această gândire. Pur și simplu dorim să schimbăm această percepție. De ce? Fiindcă jucătorii de fotbal trebuie să fie niște jucători inteligenți, trebuie să gândească rapid, iar cercetările spun acest lucru, fiindcă jucătorii inteligenți reușesc în cariera lor sportivă mult mai ușor decât ceilalți. Și ulterior, după ce se lasă de fotbal, exact. Și rămân în fenomen. Exact. Iar acest lucru e un al doilea care contează pentru noi, reintegrarea socială după ce practic au pus punct unei cariere de profesionist. Dar în același timp mai lucrăm cu un alt concept numit dual career, fiindcă practic nu trebuie să fim interesați de ce o să facă sportivul după ce și-a întrerupt cariera, ci încă din timpul carierei de fotbalist trebuie pregătit pentru ceea ce, pentru activitatea de după activitatea de fotbalist. Dar ce înseamnă acest proiect legat de identitatea națională? Puteți să-mi dați mai multe amănunte? E un proiect al FRF-ului sau sunteți în colaborare cu alte instituții, federații? E un proiect exclusiv al Federației Române de Fotbal. Ne dorim ca în acest proiect să intre și alte federații sportive. Ne dorim ca alături de noi să avem și alți parteneri sociali. În momentul de față avem câțiva reprezentanți ai societății civile care ni s-au alăturat în acest proiect. Ce ONG-uri, dacă ne puteți spune? British Council, Romanicris, Hans Seidel Foundation, Konrad Adenauer, Friedrich Naumann, și lista e una care continuă, cu care lucrăm pe diferite proiecte, inclusiv suntem gata, în momentul de față e ultima revizuire a unei strategii de antidiscriminare în fotbal cu care am lucrat. Roma Policy Center, iarăși o altă organizație. E bine, am încercat să creăm un grup de actori interesați de acest lucru. Care e obiectivul? Pur și simplu ca sportul românesc să devină, că aș fi vrut să spun să redevină, nu, să devină pur și simplu un tractor, să spunem, al identității naționale și în același timp să pur și simplu să putem să punctăm foarte bine care sunt valorile sociale, valorile comunitare, valorile economice pe care sportul și implicit fotbalul în mod particular le poate aduce societății noastre.